am găduit să ne confruntăm cu pofta. E interesant că după ce Domnul Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan, acolo în Iordan spune Scriptura că după ce a fost botezat s-a deschis cerul, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel, acolo Tatăl din cer a făcut mărturia și a zis, acesta este Fiul meu prea iubit în care găsesc plăcerea. Și știți ce spune Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca în data după acest episod? Știți ce spune? Și Iisus a fost dus de Duhul, în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Ciudățenie! E mai ca în Pax Magna lui Lucian Blaga, pentru cei ce-a citit poezia lui Blaga. La un moment dat zice, pe semne, nu vârșiți de o veșnicie Dumnezeu și cu Satana. Rog, citiți poezia, să nu zic eu aici, că nu e biblică. Dar, e ciudat, Duhul îl duce pe Iisus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Păi ce legătură este între Duhul și diavolul? Parcă ar fi proiect comun, nu? Credeți că există proiecte comune între Duhul Domnului și diavolul? Nu există proiecte comune. Însă vreau să înțelegem astăzi ceva, dragii mei. Ia uitați-vă! Ăsta e portofelul meu. Îl pun aici pe orgălul. Mă las. Să zicem că îl pun aici și să zicem că uite el, să nu lăsați să uite el. Că mi-i stau de acolo. Să zicem că uite el. Și la ora 1, pauză. Plecăm, pune la masă, pune așa și așa. Și rămân vreo 2 pe aici. Rămâne unul pe aici, prin sală. Și vede portofelul fratele Filip. Mare ispitesc. Interesant. Dumnezeu îngăduie ca ăsta să rămână aici. De ce? Dumnezeu vrea să mă încerce. Diavolul se bucură că stai aici. De ce? Diavolul vrea să mă ispitească. Două perspective diferite. Dumnezeu se uită spre mine, să zic, care văd portofelul acolo și Dumnezeu zice, ce bine ar fi dacă Nelu Filip ar trece peste această încercare și ar zice, nu e al meu, nu mă ating. Nu mă ating că nu e al meu. Știți ce ar zice Dumnezeu? Nelu Filip ar da dovadă că este un om care se teme de mine și se ferește de ce este rău. Diavolul stă din corp și zice, dacă ar lua, ia să vezi ce afli acolo. Ia-o dacă ar lua și vine și șoptește la ureche. Ei bine, vă dau două perspective diferite. Aici este lucrarea. Dumnezeu ne încearcă și să știți că orice încercare are un scop benefic nouă. Cei ce sunteți studenți, mari încercări sunt examenele din sesiune, nu-i așa? Numai că dacă n-ar fi examenele alea, n-ați merge mai departe. Așa e cu încercările. Dumnezeu lasă încercările în viața noastră, că stăm câteodată și zicem, Doamne, de ce ai mai lăsat omul cunoștinței binelui și răului în vedere? Că dacă lipsa omul ăla de acolo, ce fericiți am fi fost noi, cei din rasa umană, de acum și până în vecii vecilor, amin? Numai că Dumnezeu a lăsat omul acela acolo cu un scop clar, să vadă loialitatea omului față de poruncile lui Dumnezeu. Încercarea are un scop clar din perspectiva lui Dumnezeu. Ispita are același obiect, același portofel.